O săptămână după remiza albă înregistrată de Rapid la Râmnicu Sărat, vineri este rândul Sportingului să încerce mai mult. Jucătorii pregătiți de Claudiu Sevaciuc au moralul ridicat înainte acestei deplasări, după ce în etapa precedentă au obținut o victorie în compania grupării SC Bacău. În plus, sucevenii au câștigat și meciul susținut pe areni contra buzoienilor cu scorul de 3-1. Antrenorul Claudiu Sevaciuc nu va conta în această etapă pe Apetri, care este în continuare accidentat, în vreme ce Câinar și Filip nu sunt recuperați în totalitate. În partida din toamnă, toate cele trei goluri ale albverzilor au fost marcate de Alex Buziuc. Întâlnirea dintre CSM Râmnicu Sărat și Sporting Suceava este programată vineri de la ora 17 și va fi supervizată de Vasile Ichim din Tulcea.